Dintr-o locomotivă a economiei autohtone, Reșița a mers în ultimii 25 de ani cu frâna trasă. Furnalele industriei siderurgice și mândria acelei constructoare de mașini s-au stins, iar în plan social, rezultatele au fost dezastruoase, precum ecuația economică, populația înjumătățindu-se. Cu această stare, de fapt, nu a fost de acord actualul edil al municipiului, Ioan Popa, care și-a propus să oprească căderea și să readucă speranța reșițenilor. Cele 50 de proiecte europene în valoare de aproximativ 160 de milioane de euro sunt garanția că lucrurile se vor îndrepta. Aproximativ 90 de milioane de euro avem contracte de finanțare semnate deja, cu proiecte în diverse faze. Unele sunt deja în implementare, altele sunt în faza de proiectare tehnică și altele sunt în execuție. Centrul civic al municipiului Reșița este un proiect în valoare de peste 6 milioane de euro. Se reabilitează dala urbană. Avem un centru foarte generos, în jur de 25.000 de metri pătrați, la care vom schimba piatra de jos cu o dolomită, cu o piatră andezit tare, fiamată, în grosime de minim 8 cm. Schimbăm și ce este sub piatră, adică canalizările pluviale, cabluri de utilități, facem un canal tehnic, iluminatul ambiental, băncile, mobilierul urban, coșuri de gunoi. Prin astfel de lucrări gândite să aibă o durată de viață mare, reșițenii au garanția că banii nu sunt aruncați pe fereastră.